Haideți să vă arăt cum arată manipularea sectarilor și până unde pot merge ei cu hula și cu minciuna la adresa Bisericii Ortodoxe Române. Priviți acest clip. Intram în altar și făceam magie neagră, tehnica voodoo pentru cine cunoaște. În Tibet și Pakistan oamenii înțeapă o păpușe cu un ac și la sute de kilometri se produce moartea lentă. Eu în altarul bisericii înțepam o prescure cu un cuțit căruia îi spune scopie și aveam o rugăciune pentru făcătorii de rele. Și în 40 de zile puteam să bag un trup sănătos în mormânt. Era vreme când făceam rugăciunea pentru binecuvântarea copilului și peste 10 ani trebuia să pun mâna pe hârtie, pe lumânare și să fac rugăciune pentru blestemul familiei. De ce? Pentru că venea pomelnicul pentru păcătorii de rele și în 40 de zile trebuia să mă rog să se întâmple o urgie într-o casă. Am o Biblie în mână. Când eram în mănăstire, o aveam ca obiect de ghicire. Eu eram cel care am făcut icoana de la Nicula să plângă cu lacrimi de mir. Și acele mere de insulină au rămas introduse prin dosul icoanei până la nivelul ochilor. Cu telecomanda făceam icoana să plângă cu lacrimi. Prima dată când am făcut-o, am făcut-o cu senzor termic. Pe unii îi puneam să facă ca toate vietățile pământului la atungerea cu crucea și cu busuiocul, să se ridice câte unul și să zică că e eliberat și vindecat. Și omul ăla n-avea treabă cu niciun duh de boală. Se bucura pentru un ban în mână și o ciorbă caldă. După 3 zile de băutură, popa Olaru le-a dat jos de pe masă de poliția română și de postul de televiziune Antena 1. Și scria pe ziare și peste tot, popa care dansează pe mese aruncând cu bani în lăutari. Conform comunicatului dat de Mănăstirea Nicula, acest individ nu a fost niciodată preot sau călugăr în cadrul Mănăstirii Nicula. Deci acest individ este cu nerușinare. Haideți să vedem comunicatul. Se vede clar că unii oameni îmbătrânesc degeaba și se vede și mai clar că sunt unii oameni care nu au deloc frică de Dumnezeu și sunt capabili să mintă pentru a-și atinge propriile interese. Iar interesul acestui clip este clar să denigreze Ortodoxia, să denigreze Biserica Ortodoxă și să denigreze totodată și cultul sfintelor icoane pe care Biserica Ortodoxă îl cinstește. Mai mult decât atât, acest clip este o hulă adusă direct Maicii Domnului, pentru că e vorba în clip despre icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula. Atenție mare în oamenii în care vă puneți încrederea și atenție mare de unde vă luați informațiile. Pentru că Biserica Ortodoxă a fost atacată de-a lungul timpului și va fi cu siguranță, pentru că deține adevărul, este limpede. Însă există și ortodoxi care sunt aici să o apere.